Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre împărțirea numerelor reale. Regula de împărțire a două numere reale de forma n radical din A și m radical din B, cu n și m numere raționale, m nenul, A și B numere raționale pozitive, este următoarea. N radical din A împărțit la m radical din B este egal cu n împărțit la m radical din A împărțit la B. Pentru a ilustra această regulă de calcul, vom rezolva împreună câteva exerciții de bază. Primul exercițiu, minus 15 radical din 6 împărțit la 3 radical din 2. Minus 15 împărțit la 3 este minus 5. Radical din 6 împărțit la radical din 2, radical din 3. Fiecărui rezultat din coloana A îi vom asocia rezultatul corect din coloana B. Așadar, exercițiul 1 are ca și corespondent rezultatul B mic. Apoi, 3 radical din 12 împărțit la 1 pe 5 radical din 3. 3 împărțit la 1 pe 5 înseamnă 3 ori 5 pe 1, adică 15. Radical din 12 împărțit la radical din 3 va fi radical din 4. Minus 2 împărțit la 2 este 1, radical din 18 împărțit la radical din 2 este radical din 9. Așadar, vom avea 15 ori 2, adică 30 minus 3, 27. Rezultatul corect este E. Iar la exercițiul 3, 10 împărțit la 5, 2, radical din 6 împărțit la radical din 3, radical din 2. Minus 5 împărțit la 1, 5, radical din 10 împărțit la radical din 5, radical din 2. Rezultatul minus 3 radical din 2, adică răspunsul corect este D. Vom rezolva împreună o problemă pe care Ana și Maria sunt nevoite să o rezolve și să vedem care dintre cele două fete o vor rezolva corect. Așadar, exercițiul pe care Ana și Maria trebuie să-l rezolve este următorul. Radical din 54 minus radical din 24 împărțit la radical din 3 minus radical din 160 minus radical din 40, totul împărțit la radical din 5. Ana procedează astfel. Scoate mai întâi factorii de sub radical. După cum observați, radical din 54 este 3 radical din 6, radical din 24 este 2 radical din 6, corect. Radical din 160 este 4 radical din 10, radical din 40 este 2 radical din 10. Apoi, efectuează scăderile din paranteză și obține radical din 6 împărțit la radical din 3, 2 radical din 10 împărțit la radical din 5. Efectuează împărțirile, radical din 2 minus 2 radical din 2 și obține minus radical din 2. Corect! Observăm însă că Maria nu face același lucru. Ea efectuează mai întâi împărțirile. Radical din 54 împărțit la radical din 3 i-a dat radical din 18 minus radical din 24 împărțit la radical din 3 i-a dat radical din 8. Corect! Și analog, procedează și cu cea de-a doua împărțire și obține minus radical din 32 plus radical din 8. Corect! Apoi scoate termenii de subradical, 3 radical din 2, care este radical din 18. Observă că radical din 8 cu minus radical din 8 se reduc. Și radical din 32 este 4 radical din 2. Obține, bineînțeles, același rezultat ca și Ana. Deci, ambele fete au rezolvat corect exercițiul, deși au folosit două metode diferite. Următoarea problemă pe care vi-o supun atenției este o problemă care aplică împărțirea numerelor reale în geometrie. Astfel, știm că aria dreptunghiului ABCD este egală cu 75 radical din 6 cm pătrați. Știind că lățimea este egală cu 3 radical din 2 cm, determinați lungimea dreptunghiului. Vom proceda astfel. Plecăm de la formula ariei unui dreptunghi, care este egală cu lungimea ori lățimea. Noi știm că aria este 75 radical din 6
Știm că lungimea trebuie să o determinăm și că lățimea are lungimea 3 radical din 2. Așadar, lungimea dreptunghiului va fi 75 radical din 6 împărțit la 3 radical din 2. Efectuând împărțirea, obținem că lungimea este egală cu 75 împărțit la 3, 25, radical din 6 împărțit la radical din 2, radical din 3 centimetri. Și astfel am determinat lungimea dreptunghiului. Aceasta a fost lecția despre împărțirea numerelor reale. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine și să ne revedem cu drag la următoarea lecție. La revedere!